Salutări, dragi colegi din grupa Patrimoniu Istoric și Cultural. Acum sunt în centrul orașului Barcelona și vreau să vă arăt o clădire care probabil o să o cunoașteți. Am ușor. Deci, strada centrală e acolo. Această idee n-am ce. Încă o stradă. Și încă o stradă. Dar clădirea despre care am vorbit este aceasta. Am urs să arăt mai aproape. De ce vorbeam dacă o cunoaște? Dacă țineți minte, când prezentam la doamna Ursu, exact despre casa aceasta, autorul căruia este Gaudi, a vorbit Vlad, dacă nu greșesc. Sunt grămadă de oameni, turiști, clar. Eu nu știu cât de intrare, dar n-am când. Mă duc mai departe. Am ușor, poate vă mai arăt ceva în zona aceasta. Și iată, vedem că intrarea este 23 de euro aproape. Orașul Barcelona trăiește și înflorește. În comparație cu Madrid, străzile Barcelonei sunt mai largi și mai luminoase. Interesant. Special pentru bicicliști. Barcelona City Tour, evident. Barcelona, evident. De exemplu, Gaudi, o să ajungem și acolo. Una este de Vicenț. După cum se vede, foarte curat în orașul acesta. Acestea sunt stații. Cu ceva, ideea n-am și asta. Asta e mapa. Adică hartă. Mapa. Так. Интрария метро. Так, сынт ла урматария интерсекция. Около есть его кладиря веки. Тюрьму соведем. А и есть его кладиря именца. А и чего интересант? Interesant copacul, a? Un monument seamănă cu Mao Zedong. Probabil e Mao Zedong. Iată așa, eu o să continuu să merg în altă direcție. Și ca de obicei, faceți tot posibil ca să veniți. Nu știu cum. Voi știți cum. Ne vedem. Пока.